Numai bine, prieteni! Sper să vă găsesc bine, iar dacă nu, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă ridicați deasupra problemelor și provocărilor vieții. Tot în grădină, pentru că trăiesc o mare parte din viața în grădină, că îmi place în grădină, este atât de binecuvântat în grădină. Iar acum e vremea roadelor, am plantat anul acesta, specific, este primul an în care am luat niște butași înrădăcinați, adică niște bețe cu un pic de rădăcină, de vreo 30-40 de centimetri, așa bețele, le-am pus pe un rând, le-am pus niște stâlpi la capă cu sârmă, e vorba de un soi excepțional de bun la gust și de productiv, e unul dintre cele mai productive soiuri care le veți planta, probabil mai productiv. Vă dați seama că acesta este primul an în care am plantat-o. Bățul deja a făcut, bețișorul ăla mic e plin de roade. Zmeură va fi mult mai mare în momentul când va avea un lemn putere. El de-abia s-a mărădăcinat, s-a prins. E o zmeură dulce, neacidă, gustoasă și peste măsură de productiv. Acesta este lăstarul nou care a dat din rădăcină și care va crește, va fi legat aici și va produce și el în primul an. Imaginați-vă dacă pe bețele acestea, uitați, sunt pline bețele de rod și mă bucur că dau și acești lăstari noi, care semnifică faptul că deja înrădăcinează bine. În primul an trebuie să o dați mai bine ca să poată și ea. Uitați-vă câtă zmeură pe niște butași micuți, pe niște bucăți de lemn care le-am pus anul ăsta. Uite și asta. Este, Doamne, ce încărcat poate să fie. Asta este o zmeură super, super productivă. Va fi mai mult decât vă imaginați ce producție și foarte gustoasă. Este mapena. Am luat-o de la domnul Popescu Claudiu, de pe OLX. Îl găsiți Popescu Claudiu din Dorohoi pe OLX, cu oferte de zmeură mapena, diverse tipuri de zmeură și alți pomi fructiferi buni. Am luat mulți pomi pe parcursul timpului, arbuști fructiferi, nu pomi, arbuști fructiferi. Și am fost mulțumit de marfa care mi-a trimis-o. Sper să se țină de treabă în continuare și să ofere marfă de calitate. Mapema este un soi excepțional, mi l-a recomandat, mi-a spus, dacă vrei ceva care depășește orice imaginație în ceea ce privește productivitatea, dar și gustul, mapema este. Și într-adevăr, observ că, Doamne, pe niște bețele de jos care le-am pus, e primul an, imaginați-vă că este primul an. În primul an să pui și să ai recoltă și după aceea lăstarii aceștia mari vor produce și ei. Mai spre toamnă vor face iarăși o tură lungă de zmeură, ceea ce este excepțional. Deci nu uitați, vreți o zmeură bună, este mapema care întrunește condițiile de productivitate excesivă, dar și gust. Nu este bubu, calitatea gustativă este proastă și doar înclinăm către producție. Nu, are tot ce-i trebuie. Și gust, și fermitate, și productivitate foarte, foarte mare. El mi-a zis că domnul Popescu, de unde am cumpărat și care cultivă și aronia și zmeură, aronia pe hectare, știu care, produce și suc de aronia, mi-a spus că a depășit orice așteptare. Mapema, deci mi-a recomandat-o ca fiind cel mai productiv soi care l-a văzut până acum. Din ce a plantat și știu că are la vânzare foarte multe soiuri. Deci vă recomand și eu acest soi, în toamnă îl puteți planta. Și în felul acesta, după ce se prinde, drajonează, vă îmbogățiți repertoriul grădinii dumneavoastră cu ceva extraordinar. Sper să vă fie de folos și sper ca în momentul când veți obține roade de la mapema să vă bucurați foarte, foarte mult și să transmite și mai departe informațiile valoroase, pentru că acesta este intenția mea, să ajut oamenii cu informații, atât cum mă pricep, dar informații bune, lucruri care le-am probat, în același timp, dacă e posibil, să le transmit și din entuziasmul, din spiritul meu plin de bucurie în ceea ce privește grădinăritul, pentru că grădinăritul nu este doar o pasiune extraordinară care te mobilizează și te satisface, aducătoare de bucurie, dar este aducătoare de sănătate. Gândiți-vă ce înseamnă și cât de important este în vremurile astea dificile, cu
oamenii atât de bolnavi, cumpărând produse otrăvite, produse nebiologice, pline de chimicale, de important e să-ți cultivi tu, iar astea sunt niște bunătăți care sunt delicioase și dacă sunt cultivate și organic, extrem de sănătoase. De aceea, prieteni, succes! Și spor la treabă, la cultivat de zmeurică. Doamne ajută!